Că tot vine Crăciunul și Moș Crăciun are barbă. Nu ți-ai pus întrebarea ce este barba, de ce o avem? Ei bine, barba este de fapt părul facial care crește datorită hormonilor și fie că ești bărbat sau femeie, pe tot corpul ai fire de păr. Uită-te în palmă sau în talpă și o să vezi că acolo nu crește nimic. În cazul bărbaților, datorită testosteronului, abundența, grosimea și culoarea închisă fac ca firele de păr să iasă în evidență pe tot corpul, inclusiv pe față. Haideți să aflăm mai multe curiozități despre barbă și să vedem ce șanse în plus au bărboșii când e vorba de femei. Un bărbat are aproximativ 28.000 de fire de păr pe față. Fire la fel de rezistente ca niște fire de cupru de aceeași grosime. În fiecare an, barba crește în jur de 15 cm și pe tot parcursul vieții petrecem peste 3.000 de ore încercând să scăpăm de ea pentru moment sau să o aranjăm. Bărbații cu o barbă mai mare și uneori îngrijită se impuneau mai ușor în relațiile cu femeile în fața celorlalți bărbați, exact ca și în cazul leilor. Cei cu coama mai mare au un avantaj și domină mai repede femela. Bine, statistica recentă spune că aproximativ 70% dintre femei preferă bărbații fără barbă. No, bine, să fiți sănătoase. În preistorie, oamenii foloseau pietre ascuțite, scoici și dinți de rechin pentru a se bărbieri. Chiar s-au descoperit desene în peșteri unde apăreau oameni cu și fără barbă. Bărbieritul a fost promovat din Egiptul antic. După scrierile lui Herodot, egiptenii puneau un mare accent pe igienă. Atunci au apărut primele unelte de ras din aur sau argint și tot ei au inventat și rasul în cap, iar după perucile. Deși restul civilizațiilor vedeau bărbieritul ca un obicei ciudat, datorită războaielor, bărbieritul a început să devină un obicei în rândul bărbaților. Sigur vă întrebați ce legătură are războiul cu bărbieritul. Ei bine, în lupta corp la corp, cel cu barbă era dezavantajat. Dacă era prins de barbă, era mai ușor de ucis. Primul rege care a ordonat soldaților să se radă a fost Alexandru cel Mare, a.k.a. Alexandru Macedon, în anii 300, înaintea erei noastre. În Imperiul Rusiei, țarul Petru cel Mare a introdus o taxă pe barbă în încercarea de a convinge oamenii să renunțe la vechile obiceiuri și să se îndrepte spre cele mai moderne și europene. Dacă atunci la început se foloseau scoici, pietre, dinți de rechin, obiecte ascuțite din aur și argint, iar mai în vremurile apropiate au apărut ustensile cum ar fi briciul din oțel de creuzet, lamele și aparatele de ras, în zilele noastre, avansul tehnologiei ne surprinde zilnic prin modul de a simplifica viața omului. Și ați văzut și voi, au apărut aparate care mai de care, că le apropii de față și firele de păr se sperie și cad singure. Bine, trebuie să recunoaștem că bărbieritul chiar e plictisitor și pentru sensibili e un chin. Că na, tăieturi, iritații, dar există aparate care simplifică bărbieritul, cum ar fi acesta, Philips One Blade, cu care te poți bărbieri fără să folosești spumă și aftershave-uri, că nu te iriți, deoarece aparatul nu taie la fel de aproape ca o lamă de ras obișnuită, sau poți să-ți aranjezi barba foarte ușor. Chiar poți să sculptezi în barbă o barbă mai mică. Dacă îl vrei sau te gândești să-l faci cadou, ai un link în primul comentariu cu multe review-uri de la oameni care îl folosesc și nu e foarte scump. Așadar, tu ce zici? Ce preferi? Cu barbă sau fără? Dar cu argumente. Chiar, doamnelor și domnișoarelor, voi cum preferați un bărbat? Să nu-mi ziceți cu mușchi. Cam atât, eu sunt Mihai și dacă ți s-a părut interesant, dă un like și dă clipul mai departe. Ciao!